Situația din Crimeea ar putea afecta parcursul european al Ucrainei, dar și al Republicii Moldova. De această părere este președintele României, Traian Băsescu. Președintele român spune că nu poate fi vorba despre o integrare europeană a unui stat pe teritoriul căruia se află trupe ale Federației Ruse. Uniunea Europeană nu va mai primi în interiorul său o țară cu probleme teritoriale sau cu trupe de ocupație pe teritoriu. Asta a făcut ca și accesul Georgiei către NATO să fie deocamdată pus la frigider ca proiect. Asta va face ca și Ucraina să aibă probleme în cazul în care se întâmplă ceva și cu estul Ucrainei. Asta face ca și Moldova să nu fi primit o perspectivă europeană cu ocazia parafării acordului de asociere și a acordului de liber schimb la Vilnius. Nu este posibil să intri în Uniunea Europeană având trupe ale Federației Ruse pe teritoriul național. Totodată, președintele român Traian Băsescu sugerează că o soluție în acest sens pentru Republica Moldova ar putea fi unirea cu România. Am obligația să spun public că există și o soluție politică la drumul spre Uniunea Europeană, o soluție politică garantată pe care liderii politici de la Chișinău și-o pot asuma sau nu. Dar România nu va face nimic pentru ca acest lucru să se întâmple, nimic în sens militar, Doamne ferește. Noi am dat această opțiune. Reveniți la patria mamă și mergem împreună spre Uniunea Europeană. A comunicat președintele României, Traian Băsescu.